Bine v-am găsit! Sunt Liliana Sumănaru și vă invit ca în ediția de astăzi a emisiunii Trăiește cu stil să aflăm mai multe despre, dar și despre controversata sărbătoare a iubirii. De la apariția sa, radioul a fascinat lumea, iar astăzi încercăm să înțelegem de ce ne place și de ce avem nevoie de el acum, mai mult ca oricând. Celebrată la 13 februarie, începând cu anul 2012, Ziua Mondială a Radioului marchează prima emisie a postului de radio al Națiunilor Unite în 1946. La 1 noiembrie 1928, ora 17 se inaugura cu apelul Alo, alo, aici Radio București, România, postul național de radio, cuvinte rostite de Dragomir Hurmuzescu, promotorul radiofoniei românești. La 10 martie 1929 a debutat la microfon cel care a ținut cele mai multe conferințe radiofonice, Nicolae Iorga. În România, decretul regal de aplicare a legii radiofoniei, adoptat la 15 decembrie 1925, a fost transmis ulterior la Oficiul Internațional de Radiofonie la Geneva. Cu toate că legea a creat un cadru favorabil înființării Societății Române de Radiodifuziune, aceasta nu a fost inaugurată decât cu 3 ani mai târziu. La 22 decembrie 1927, Consiliul a aprobat în sfârșit înființarea Societății de Difuziune Radiotelefonică din România, actuala Societate Română de Radiodifuziune. Astăzi funcționează 10 de posturi radio în București, dar și la nivel local, iar unele posturi transmit doar online. Ziua Mondială a Radioului înseamnă sărbătoarea unui mijloc de informare pe care îl prețuim și care se dovedește indispensabil mai mult ca oricând, un instrument accesibil al informației, educației, culturii, al libertății de expresie și al dezbaterii publice. O zi în care este reconfirmată puterea unică a radioului, care ne marchează viața de zi cu zi, dar și care aduce oamenii la oaltă, chiar și din cele mai izolate locuri de pe planetă. Ce se întâmplă într-un studio de radio și care este vibe-ul, ne spune imediat Alina. La radio! Vreau să ajung la radio! Și am ajuns la Radio CFM. Știu că nu am voce, dar aici vom întâlni cele mai bune voci din Constanța. La Radio CFM și o să-i cunoaștem chiar acum. Haideți cu mine! Dimineața unii preferă cafeaua, alții radioul. Sau, de ce nu, le pot avea pe amândouă. La CFM savurez espresso cu Grațiela Ionescu și Dragoș Nicula. Aici atmosfera este una fresh, plină de linii muzicale și indiferent că ești on air, în cloud sau oriunde de altă parte, te încarci cu energie pozitivă. Vreau să le aflu povestea, să-i cunoaștem împreună, să-i vedem la chip pe cei cărora le auzim doar vocea. Astăzi, de Ziua Internațională a Radioului, vă invit să descoperim frânturi din viața la radio. Să începem! Am în studio o parte din echipa Litoral TV, care face o emisiune interesantă, un material interesant, și au găsit ei tocmai cu noi, nu știu de ce. E vorba de Ziua Internațională a Radioului, care urmează să fie sărbătorită în scurt timp, ba chiar și înainte de Valentine's Day, apropo de treaba asta. Normal, că au venit să vadă care-i treaba la radio, nu? Foarte bine au făcut, i-am primit cu mare drag. Stăm de vorba acum cu cea mai energică, cea mai veselă voce de la Radio CFM. Bună, Grațiela, bine te-am găsit! Bine ați venit, mă bucur să vă văd și să ne vedem! Nu am venit așa oricum, sărbătorim Ziua Internațională a Radioului și vrem să aflăm cum ai ajuns tu la radio, care este povestea ta? Oho, e o poveste mai veche, să zic așa, pentru că sunt vreo 17 ani de atunci. Am făcut liceul de filozofie jurnalistică și prin urmare a trebuit să fac practică și m-am... S-au pricopsit cu tine de radio în sine. Da, s-au pricopsit cu mine și uite așa. Dacă vă întrebați ce liceu, nu-s de aici, ca să știți. What? Fă-i o descriere colegului tău. E un băiat de treabă. Da. Cum e relația voastră? Contractuală. Cum a ajuns Dragoș Nicula la radio? Eu? Dar nici eu nu știu. Întreabă-mă ca să te întreb, îi întreb și eu de multe ori pe colegii mei. Nu, lăsăm gluma la o parte, în primul și în primul rând aș vrea să începem într-o tentă mai serioasă și nu cred că am putea să începem așa într-o relație de prietenie, având în vedere că ai deschis-o pe colega mea ca fiind cea mai energică voce de la radio. Ah, te simți jignit, îmi cer scuze, n-am vrut. Nu jignit, dar nu știu dacă este chiar așa. Da, lăsăm gluma la o parte. Ca și pasiune, nu pot să zic, să mă refer doar la pasiunea despre radio, mă refer la pasiunea despre muzică.
Când eram copil, mai mic, primul cadou pe care l-am primit de la tatăl meu a fost o combină. Și cu combina aceea am început eu să descoper pasiunea pentru muzică. Începeam să înregistrez piesele de la radio pe casete, făceam bani, să zic așa, în așa fel încât să-mi cumpăr doar casetele goale și să vânez piesele de la radio. Mă enervam foarte tare atunci când oamenii de la radio vorbeau peste piese, pentru că nu mai puteam să am piesa întreagă. După care știți și voi vechea poveste, derulat casetele cu creionul, mers cu combina asta la liceu și pus muzică acolo, la petrecerile de la liceu, de la școală, și așa a început toată pasiunea. Nu vă mai zic că mergeam și la o discotecă cu etaj, pot să-i zic numele, no problem, ca să vă trezesc amintirea așa. De ce zic că era cu etaj și de ce am precizat asta? Pentru că eu stăteam sus acolo și mă uitam toată noaptea ce făcea DJ-ul. Asta era toată treaba mea pentru o noapte întreagă și plecam dimineața pe jos acasă, bineînțeles. Păstram banii pentru casete și așa a început pasiunea mea pentru muzică. Dacă până acum am crezut că la radio este vorba numai despre râset, despre veselie, trecem la lucruri mai serioase și anume la partea de știri. O avem alături de noi pe Ramona. Bună, Ramona, vocea de la știrile Radio TFM. Bună tuturor! Să știi că eu sunt serioasă când sunt la știri, dar neserioasă în sensul frumos al cuvântului atunci când suntem în echipă. Ce înseamnă radioul pentru tine? Pentru mine e normal să însemne mai ales informație. Chill, că stă Vali cu mine. Foarte multă informație, dar înseamnă un mod de viață, clar. Pentru mine radioul este ceea ce am crezut că o să fac mereu și iată se întâmplă că fac radio. De la director de programe în televiziune a ajuns director de programe la radio. Vali Crângaș aici de față. Bună, Vali, cum ai ajuns la radio? Păi am plecat de la televiziune și am venit la radio. Bine, lăsând gluma deoparte, nu e momentul cel mai bun pentru a face glume astăzi. Vezi, stau ca un copil minte, așa cum stăteam în anii copilăriei, la grădiniță cu mâna sub picioare. Așa ne rugau, sau cu mâna la spate, nu? Parcă așa se obișnuia să se întâmple atunci când eram mici. Am ajuns la radio pentru că asta a fost întâmplarea vieții mele. Eram DJ pe timp de seară într-o discotecă, la vremea aia nu se numeau cluburi. Și un radio din Constanța, pot să-i pomenesc numele, nu mai există pe piață, deci nu-i facem niciun fel de reclamă, se numea Radio Neptun. Venind directorul atunci, mi-a auzit vocea și a zis, tu, de mâine, vii la radio. Păi ce să caute la radio, că mâine e duminică. Bine, de luni, atunci vii de luni la radio. Și uite, așa am ajuns eu în radio, crezând în mine că am o voce bună. Și asta a și demonstrat pe parcursul, scuzați-mi modestia, pe parcursul anilor, că pot face ceva lucruri frumoase și în radio, apoi și în televiziune. Dar acum sunt înapoi la radio. De cât timp faci radio? Păi cred că sunt în echipa SFM de vreo 11 ani, nu? Grațiela, minunata mea colegă, de vreo 11 ani. Am mai lucrat la un post local înainte, parcă vreo 2 ani. 13. Opa! Am ajuns la ghinion. 2001, deci 20 de ani. Oh, mulți înainte! Eram mici. Amândoi de când eram mici, așa este, pentru că am lucrat împreună și în altă parte, eu și cu Vali, și uite, se întâmplă ca viața să ne reunească. Și ceea ce e foarte frumos e că după atâția ani, parcă n-am fost despărțiți niciodată. Adică avem aceleași glume. Iată dovada că suntem la fel și ne aducem aminte de faptul că eram copii, că aveam o altă situație, eram tineri. Pe vremea aia Vali era legat, eu nu. Între timp ne-am înmulțit familiile amândoi. E foarte frumos în radio. E o viață de familie, practic, nu? E o familie mare care se schimbă în mod constant. Dar iată că, uite, membrii se reunesc chiar și în momente în care viața, știu eu, ne duce în părți diferite, dar apoi, uite. În radio de câți ani? Păi, dacă ar fi să-i adunăm din 1997 până acum, au trecut ceva ani, am și barba albă, nici nu mai pot să mai socotesc cu exactitate, dar sunt mulți ani de radio, doar 7 ani sunt de televiziune, restul de 15 ani cel puțin sunt numai în radio. Mulți înainte! Mulțumesc la fel tuturor celor care vor să ajungă în radio. Să știți că este o meserie grea, lăsând deoparte tot ceea ce auziți pe post, pentru că se face o intensă pregătire pentru cei care vor să ajungă pe post.
Și lucrul ăsta ți-a ceva timp din anii tinereții, pentru că doar la anii tinereții te poți gândi că poți ajunge într-un radio să faci un lucru care îți place până la urmă. Păi hai să vedem, ce aptitudini trebuie să aibă cei care vor să ajungă la radio? În primul rând, dicție, să fie haios, voios, să nu se superi niciodată, pentru că așa cum lucrezi într-o comunitate, într-o gașcă, trebuie să te adaptezi mediului înconjurător. Fiecare habitat nu are propriile lui reguli. Dacă știi să le suporți pe toate, atunci cu siguranță faci față în orice sistem, mai ales cel de radio. Dacă cineva vrea să vină să lucreze la radio, ce aptitudini consider că trebuie să aibă acea persoană? În primul rând, talent. De părerea asta sunt că trebuie să ai talent. România au talent. România au talent. Și multă perseverență și să iubești ceea ce faci, în primul rând. Pasiune. Clar, pasiune. Pentru? În primul rând, pentru radio, pentru ceea ce se întâmplă și pentru starea pe care tu o transmiți către ascultător. Nu este un lucru pe care vii și îl faci cu, aoleo, mai am puțin și încep munca, sau, aoleo, cât mai e până ajung acasă, până termin tura. Nu se poate așa ceva. Și nu trebuie să pleci cu mândria că, mamă, ce tare sunt eu, m-am auzit la radio astăzi. Nu, trebuie să pleci cu gândul, oare am făcut o emisiune bună astăzi? Oare am transmis ceva astăzi către ascultători? Să fii deschis la minte, să fii deschis la suflet, să fii deschis către oameni și să știi să împărtășești, că e foarte important. E culmea ca eu să adun toate informațiile și să nu vin să le spun. E drept că sunt informații care îmi plac sau nu? E drept că pe unele nu aș vrea să le dau, dar trebuie, pentru că asta este viața pe care o trăim. Dar ăsta este primul sfat, să fie deschiși și mai ales, dacă vor în radio, să fie convinși că iubesc radio. Eu am încercat presă scrisă, am încercat TV, dar nimic. Și să știi că foarte mulți oameni care lucrează în radio și care au trecut prin diverse forme media o să-ți spună că radioul e aparte. Așa e, Vali? Așa e, așa e, așa e. Dacă aș fi să ne povestești o întâmplare foarte haioasă din toată experiența asta ta în lumea radioului, care ar fi? Ohoho, am o grămadă, pentru că de obicei mi-a plăcut să fac și farse între noi în colectivul redacțional. V-am zis eu că e cea mai veselă și cea mai energică de aici. Da, și țin minte și acum că la un moment dat, pe vremea mixului, când era în Constanța, erau doi foști colegi la matinal, eu eram prin preajmă, prin redacție, urmau să aibă un invitat, studioul era împărțit în două, deci pe invitat îi despărțea un geam de colegii mei, erau despărțiți de un geam. Și la poliție, da. Vrând să le fac o farsă colegilor matinaliști, m-am băgat sub un birou să dau un telefon fără să se aștepte, în direct, și atunci m-am pomenit, eu fără să știu, m-am pomenit cu invitatul lor de la matinal. De fapt, el s-a pomenit cu mine la picioarele lui, nu știu cum să spun, l-am bătut pe picior, mă rog frumos, vreau să ies. Aia a fost cea mai tare fază, da. Și aici de la CFM, din vremuri, de după 2000 încoace, sau 2010 să zicem. De după 2010 și aici sunt o grămadă de amintiri frumoase. Ia spune-ne, care este colegul tău preferat? Așa, spune-mi, suflă-ne nouă, spune-ne secretul ăsta. Colegul tău preferat este? Da, normal, Dragoș Nicula. Mă gândeam, nu știu dacă spune același lucru, da? E că sunt eu de față și de-aia zis așa, că nu. Prima mea întâmplare la radio și a fost și copleșită de emoție, pe care o țin minte și nu cred că am să o șterg vreodată. Am dat drumul la vorbe, dar fără să-mi dau drumul la microfon. Și am vorbit așa, crezând că am făcut lucru mare pe post, m-am dus la directorul de la radio și am zis, ați auzit ce am vorbit? Da, m-am făcut și glume. Unde? Când ai vorbit? Pe ce radio ai vorbit tu? Că noi suntem singurul din Constanța și de la tine nu am auzit nimic. M-am dus înapoi, m-am uitat la buton, era neatins. Ce? Asta a fost gluma mea adevărată. De la televiziune o grămadă, așa că o să vă ocupe prea mult timp. Ce surprize frumoase ai avut și tu aici, pe parcursul acestor ani petrecuți în radio? Experiențe, amintiri? Cele mai multe sunt nebuniile pe care le facem, bineînțeles discuțiile, Vali râde, sunt foarte multe nebunii. E păcat că oamenii nu văd ce se întâmplă cu adevărat în radio. De-a lungul anilor mi s-au întâmplat lucruri ciudate, în momentul în care trebuie să fii foarte serioasă să spui știrile, iar unul dintre băieți să-ți facă striptease sau să-ți scoată limba. Sau să vină și în toiul verii să-ți topească un cup de gheață pe tine. Sunt foarte multe lucruri, iar tu trebuie să continui.
să spui lucrurile foarte serioasă. Uite, de exemplu, acum cu noua nebunie, cu pandemia de coronavirus, a fost dificil să ne obișnuim să vorbim cu mască în, la microfoane. Iată că am făcut-o și pe asta, nu ne-am gândit-o, ne tot temeam că nu o să putem să respirăm, că o să ne încurcăm. Eu aveam o problemă, mă gândeam tot timpul că o să-mi intre masca în gură. Pentru că dacă ei, de exemplu, atunci când fac matinalul, Grațiela și cu Dragoș, când fac matinalul, dacă se bâlbâie, încep să râdă și așa mai departe, își dau masca sau nu la o parte, în momentul în care au astfel de problemă, eu trebuie să continui. Și atunci mi-era foarte teamă de lucrul ăsta, dar uite că nu s-a întâmplat, vorbim cu mască, râdem cu mască, mai că nu mâncăm cu mască, probabil că o să ne facem o gaură la mască și o să facem și lucrul ăsta. Cea mai haioasă amintire pe care o ai aici în cadrul echipei TFM? Culmea este când vine în cap una care o are ca și protagonistă pe colega mea, pe Grațiela, care în perioada respectivă, la ceea ce urmează să vă povestesc eu, lucra și la departamentul de marketing al radioului. Știu că era ziua păcălelilor și am sunat-o eu, mi-am schimbat vocea și i-am spus că sunt de la nu știu ce... Știi și tu, de la nu știu ce cofetărie, că aș dori un contract de publicitate pe radio. Ușor, ușor s-a dus discuția către o sumă foarte, foarte mare. Grațiela era, mâncăm, bem în seara asta, sărbătorim nu știu ce. Mai mult decât atât, la câteva minute după ce am încheiat această convorbire cu ea, am mai sunat-o odată, i-am spus că, domne, sunt un prieten de-al colegului cu care ați vorbit mai devreme, aș vrea și eu același lucru, dar dacă îmi dați și mie exact fix același contract. Da, se poate. Grațiela a început să dea telefoane prin radio. Băi, am făcut bani într-o zi cât am făcut pentru 3 luni din publicitate, ceva foarte haios, dar n-a fost așa. Dacă ar fi să vorbim și despre pasiune, despre ceea ce se întâmplă aici la radio, o întâmplare nu neapărat haioasă, dar de ziua radioului, parcă la împlinirea vârstei de 10 ani, Grațiela, ne-am strâns cu toții în studio întreaga echipă, încercând să găsim o idee, că așa se pleacă. Plecăm de la o idee mică, dar ajungem la ceva foarte mare și am ajuns să facem emisie non-stop 24 de ore. Tot maraton. Studio, maraton de maraton. Aici, eu sunt colț, eram la un moment dat, ăla era prietenul meu, schimbătorul ăla, și am dormit vreo 30 de minute. Asta în ideea în care veneam și de la o altă petrecere, deci a fost ultra mega maraton 24 de ore. Îmi pare că a fost o experiență de neuitat. Da, sigur rămâne de neuitat și pe de altă parte cam tot ce se întâmplă la radio rămâne de neuitat, pentru că fiecare dimineață, n-aș vrea să credeți că înfloresc foarte mult, dar fiecare dimineață este de neuitat, mai ales când ai o asemenea superbă colegă. Grațiela se simte flatată, cu siguranță. Cum e trecerea aceasta? Se spune că în prezent muzica calitativă a dispărut și că cea mai bună muzică e cea din trecut, cea anilor 80, poate chiar mai încolo. Fiecare cu ce și-aduce aminte mai bine. De-aia atunci când stăteam la masă cu părinții noștri și venea cu câte o piesă, ți-aduce aminte, vezi ce piesă ascultam noi în tinerețile noastre? Boney M sau Queen sau cine știe ce altceva. Și noi avem din copilărie noastră și putem spune că și holograful nostru din copilărie sună la fel de bine ca un Queen al părinților noștri. Nu atât de bine ca un Queen, e adevărat, dar sunt acorduri care ne fac plăcere. Pentru mine toată muzica este bună, pentru că trebuie să o faci să fie bună, să fie ascultabilă. Nu tot timpul o melodie este atât de plăcută. Te prinde în anumite stări. Dacă îți găsește starea, și melodia e bună. Exact. Știi cum e? Întotdeauna trebuie să fii și în pas cu moda, cu ce se ascultă, să oferi oamenilor și ce vor, nu numai ce-ți place ție ca om de radio. Pentru că dacă ar fi să difuzăm muzica care ne place doar nouă, nu știu cât impact ar avea asupra publicului. Deci eu zic că trebuie să te adaptezi în continuu. S-a întâmplat vreodată să difuzezi o melodie care nu-ți place, dar nu-ți place deloc? Ne-am, dar ascultătorii să fie nebuniți după ea? Da, foarte mult. Uite, nu înțeleg dacă ar fi să facem ceva recent, Gerusalema, de exemplu. Gerusalema, Icaialami, Ilonolose. Am observat reacția ta, că știi, îți place foarte mult. Nu pot să zic că este atât de mare plăcere pentru mine de a o asculta. Pe de altă parte, nu înțeleg de ce este atât de bine primită de public. Dar apropo, ce discutai și cu colega mea Grațiela mai devreme despre piesele astea pe care nu le suporți sau ce aliură capătă toată industria asta muzicală, nu că nu ne interesează, dar nu le difuzăm pe astea. La noi muzica este foarte bine selectată, tocmai din acest motiv nu difuzăm orice și nu ascultăm orice. A,
Și la voi muzica nu se repetă. Asta este clar. De când ne știm treaba asta și nu este ca la alte radiouri, nu se repetă timp de 6 ore. La noi o piesă nu se aude timp de 24 de ore. Deci ai o zi întreagă cu totul și cu totul altă muzică, cu totul și cu totul alte piese. Felicitări celui care se ocupă de playlist. Când ai o zi posomorât, o zi în care nu ai chef, cum faci să nu transmiți starea asta? Sunt la radio, atunci e ziua mea posomorâtă. Da, serios, atunci când sunt la radio, păi ați văzut ce energie aici, nu? Nu zici mai trebuie, suntem capăt de listă, ținem afișul la cele mai înalte cote. Deci când ajungi aici trebuie să râzi neapărat. Cine a venit? Adu-ți aminte, Grațiela a zis că vrea să-și facă cură de zlăbire. Cum să poți să zlăbești când râzi toată ziua? Fără motiv, intri și râzi. De 7 ani încoace mi-este foarte ușor, pentru că l-am alături de mine pe colegul Nicula și mă ajută din când în când. Situația. Nu gestionează nimic, doamna Grațiela, aici se gestionează totul. Ai avut vreodată, nu știu, regretul că nu poți să asiști la toate aceste emisiuni haioase în care ei râd, se distrează și tu nu ai putut să fii aici pentru că tu erai cu știrile și erai acolo și le înregistrai sau îți pregăteai materialul? Să știi că eu sunt mereu aici și ceea ce nu știu ascultătorii este că ușile astea două dintre biroul meu și emisie sunt mereu deschise. Iar atunci când se întâmplă ceva, cel care țipă mereu este Nicula și l-auzi, Ramona, vino! Și atunci se întâmplă să iau parte la glumele lor, e drept, nu atât de mult cum se întâmplă cu ei doi, dar glumele sunt în echipă. Cum e cu diminețile în care nu prea ai chef? Se simte, dar se simte foarte puțin. Am avut, uite, sincer fiind, am avut o astfel de dimineață săptămâna trecută, când un coleg de radio mi-a spus că dimineața asta nu ești tocmai ok, dar trebuie să faci totul în așa fel încât ca ascultătorul să nu-și dea seama de chestia asta. Rolul tău acolo este ca tu să-l bine dispui, să-l ajut să se trezească, pentru că noi facem matinalul, să-i transferi o emoție pozitivă și o stare de bine. Ce probleme ai tu, personale, nu trebuie să existe. Le dăm la o parte. Așa. Da. Avantajele de a lucra la radio, enumerăm câteva? Avantajele de a lucra la radio e că nu te vezi și că poți să mănânci ce vrei, cât vrei, mai ai și un pic de burtică, nu trebuie să fii aranjat în fiecare zi la radio, e ok, e ok. Avantajele e că mai ai și niște colegi de treabă care îți mai fac o cafea dimineața, nu este vorba de Grațiela aici, ci de alți colegi, deci e ok, e regulă. Cum e cu fanele? Am atins un subiect sensibil. Nu am voie să povestesc. Am înțeles, confidențialitate. Sunt pe aceeași lungime de undă cu Borcea. CFM. Un cuvânt care să fie sugestiv pentru întreaga ta viață de radio. Un cuvânt sugestiv, stare bună. Na, ți-am dat două. Când ești la radio, tot îți vine să adaugi cuvinte. Spune-ne un cuvânt care reprezintă pentru tine radioul. Eu nu pot să zic doar un cuvânt. Pentru mine radioul CFM, că de alte radiouri nu mai interesează în momentul de față, sunt doar trei cuvinte frumoase afișate aici pe perete, ceea ce și reprezintă acronimul radioului nostru. Îl cunoaștem ca acronim CFM. Prescurtările alea vin din cuvintele astea. Așa că asta înseamnă pentru mine CFM. Club Fresh Mix. Muzică de club, muzică nouă, muzică mixată. Asta face CFM. Pasiune. Revin iarăși la pasiune. E singurul care e primul pe listă. Pasiune. Punct. Să repet, stare bună. Asta, aha, deci ai ascultat, ai avut-o și a deschis-o și ai tras cu urechea. Asta pentru că am râs pe seama declarațiilor făcute de Grațiela. Radio e... Hai să nu-i spunem totul, pentru că cu siguranță pentru cei mai mulți dintre noi familia e totul, dar e partea importantă care completează viața noastră. Radioul pentru noi cei care lucrăm radio e mult, foarte mult. Radioul pentru mine nu este doar un job și nu înseamnă doar muzică, nu înseamnă doar relaxare și așa mai departe, ci este o stare. O stare de bine, în primul rând, pe care o am involuntar. Când ajung la radio, deja parcă mă transform. Hai să vorbim și puțin despre planul general privind pe ansamblu. Evoluția radioului în zilele noastre, mutarea lui în online. Ce părere ai? E un pas înainte, dar nu e atât de wow încât să zici că ai reușit să faci un radio. Aduceți-vă aminte, cred că era mai mare realizarea
când copii fiind, puneam între două pahare de plastic puțină meșină sau nylon, meșină din termen popular, nylonul pescăresc, și vorbeam de la un balcon la altul, adică blocurile față în față, și transmiteam, era mai mare realizarea decât acum pe care o putem face prin online. Dar evoluția, trebuie să ținem pasul cu ea și să-i dăm crezare. Eu cred că e un lucru bun, să sperăm că radiourile din online vor ajunge să fie accesibile și pe mașini, pentru că deocamdată tehnologia stagnează la capitolul ăsta. Poate că odată și odată vom ajunge și la nivelul ăsta. În momentul de față, radioul pregătește o revenire pe piața radiourilor din Constanța. Bine, nu, de o reconfirmare, că revenit, am tot revenit ca radio, o reconfirmare a poziției de lider, deși suntem, din punct de vedere al muzicii pe care o dăm pe radio în acest moment, suntem liderul Constanței absolut. Toată lumea din Constanța ascultă CFM. Și nu... Care este cheia succesului? Muzica, entuziasmul celor de aici și munca pe care o depui într-un radio. Nu se construiesc toate capitolele astea atât de ușor. E o sudoare undeva, trebuie să-și bată cineva capul, și acelor care au făcut înaintea mea, care au ținut de frâiele radioului, trebuie să-l menționez pe Cătălin Deliu, pentru că a ținut foarte bine Radio CFM în frâie, și pe Dragoș Ilie, fostul meu coleg de la celălalt radio. Ei doi au reușit să țină radio, acum e de datoria noastră să-l ducem cum e natural și firesc, să fie pe cele mai înalte culmi. Și în momentul de față, CFM este cel mai ascultat radio din Constanța. Și nu pe plan local, din Constanța către țară, către oriunde vedeți voi cu ochii. Un mesaj pentru colegii tăi din brasa radioului? Îi salut cu această ocazie, să fie la fel de frumoși pe radio. La mulți ani, să fiți fericiți, Doamne ajută, la pungă groși, bani mulți, nu? Nu asta era? Da, cu de toate, la mulți ani! Stai mă, că nu-i Revelion. Stai, nu, a, de ziua radio. Ziua noastră! Nu Revelion, nu mă, stai, începem cu sorcova vesela, nu. La mulți ani și la multă muzică bună, alegeți-le bine. La mulți ani! Mesajul meu ar fi, stai să mă gândesc, sugestiv, stare bună, nu, glumesc. Mesajul meu e să iubim în continuare radio. Atât. Pentru că dacă îl iubești și dacă iubești ceea ce faci, cu siguranță o să-ți iasă bine. Altfel, n-are cum. Așadar, să facem totul cu pasiune. Atât aici, vă pupăm. Pa! Toate bune, rămâneți cu CFM! De câțiva ani se sărbătorește Ziua Îndrăgostiților și pe meleagurile noastre. În ciuda faptului că sunt mulți cei care consideră că această sărbătoare nu este una tradițional românească, îndrăgostiții și romanticii de toate vârstele sunt bucuroși că această sărbătoare a prins și la noi, găsind ocazia de a-și exprima o dată în plus dragostea și de a sărbători împreună cu cel iubit. Trebuie să știți însă că această sărbătoare nu a avut dintotdeauna o importanță deosebită, ci a prins contur odată cu trecerea timpului. Prima atestare a zilei de 14 februarie a fost în anul 498, când trei sfinți au fost numiți de Papa Gelasius I, data celebrării acestora fiind această zi. Însă sărbătoarea rămâne asociată cu numele Sfântului Valentin din Roma, care a fost trimis la închisoare, pentru că oficia în secret căsătorii pentru soldații cărora le era interzis acest lucru. În timp ce se afla în închisoare, el ar fi vindecat-o pe fica gardianului său, Asterius. Se pare că înainte de execuție, i-ar fi trimis acesteia o scrisoare pe care a semnat-o cu "Al tău, Valentin", în semn de bun rămas. Ce oferim de Ziua Îndrăgostiților? Persoane iubite. De la flori, la o cutie de bomboane, la o ieșire într-un loc romantic sau orice alt cadou care vine din suflet, pentru că asta contează cel mai mult. Idei de cadouri aflăm și de la Alina imediat. Valentine's Day ne surprinde cu surprize. De această dată vrem să vă arătăm cum îi puteți surprinde pe partenerii voștri. Fie că este vorba de o domnișoară sau de un domn, putem să facem mici trucuri și mici surprize personale. De exemplu, astăzi am venit într-un laborator, o cofetărie, suntem la lei din bucătărie și ca de fiecare dată o să ne arate cum putem salva situația dacă am uitat să facem o mică atenție, nu? Sau dacă vrem să facem noi ceva personalizat. Diana, despre ce este vorba astăzi și ce o să ne arăți? Bună! M-am gândit să vă arăt desertul pe care l-am gândit noi pentru Valentine's Day. Și vom începe cu niște căpșuni în ciocolată, ceva simplu, le puteți face și voi acasă,
sau le puteți lua de la noi, de la laborator. Nu zic mai multe, vei afla pe parcurs. Ok, hai să le facem împreună. Așadar, pentru cei care sunt în lipsă de idei și nu vor să apeleze la ceva tocmai sofisticat, ciocolata și căpșunile sunt salvarea noastră, nu? Corect, se găsesc căpșuni, ciocolată după preferințe, ciocolată cu lapte, ciocolată albă sau chiar ciocolată neagră. Fiecare cum dorește. Căpșunicile le-am spălat, le-am uscat foarte bine înainte. Ideea este să nu aibă apă pe ele, altfel nu va face priză ciocolata. Le apucăm de codiță și le scufundăm în ciocolată. Este mai mult decât simplu. Le băgăm la frigider. Cred că 5 minute e suficient. Le probați cel mai bine. Da, da, ideea este să se întărească ciocolata astfel încât să fie crocantă. Și ia. Văd că ai venit și cu o foiță. Este elementul inedit al acestor căpșunele. Da, foiță de aur și foiță de argint. Două variante pe care, dacă nu le aveți acasă, le puteți lua de la noi. Ok, și se aplică acum înainte de a le introduce la frigider. Exact, pentru a face priză. Mai târziu, pentru că acum le-am pus la frigider pentru o perioadă de 5-10 minute și acum mergem mai departe la un mus de zmeură, în formă de inimioară, bineînțeles, pentru că asta este tematica lunii, pe care îl glazurăm cu o glazură oglindă, roșie, bineînțeles. Mus de zmeură, mus de ciocolată, o surpriză la interior. Wow! Știi clipurile alea de pe internet care îți dau satisfacție când te uiți la ele? Asta se întâmplă acum și acum, nu-i așa? Da, arată foarte bine. Cred că asta este și atracția pentru luna februarie, pentru Valentine's Day. Corect, tot ce este cu roșu, zicem noi că merge de minune pentru luna îndrăgostiților. Îmi vine să-i spun doamne să se oprească, că face prea multă risipă, curge prea multă cremă pe lângă. Nu e problemă, ca să iasă totul cum trebuie, nu facem risipă. Au dispărut prăjiturile. Acum sunt altele? Le-am mâncat pe alea. Și acum ce o să facem? Acum vom face mini red velvet. Asta e prăjitura mea preferată. Arată bestial ce ați văzut voi adineauri muzeul acela de zmeură. Nu știu, nu pot să zic că e minciună pe lângă ce urmează, că arată bestial. E foarte greu să mă decid, dar hai să vedem red velvet-ul cum îl facem. Păi știi cum e, că nu poți să te decizi, le mănânci pe toate. Cel mai simplu, adică am rezolvat problema. Bun, la red velvet avem așa, un blat de vanilie la bază, da. Pe care îl colorăm cu roșu, după care o cremă cu cremă de brânză, mascarpone și frișcă naturală și geleu de zmeură.
sună delicios. Hai să vedem, trecem la treabă. Da, da, da. Suntem la maratonul prăjiturilor astăzi. Vă dăm tot ce se poate mai bun, așa că fiți cu ochii pe noi în continuare. Dacă credeți că o să ne oprim aici, vă înșelați, pentru că Diana a pregătit o altă surpriză și când spun surpriză, chiar este o surpriză, nu mă așteptam să văd așa ceva. Spune-ne tu, spune-le celor de acasă despre ce este vorba. Este vorba de un mus de fistic cu inserție de căpșuni, care este delicios. Care are forma unor buze. Unor buze, nu trebuie să mă credeți pe cuvânt, trebuie să încercați. Maratonul nostru s-a încheiat. Așadar, vă așteptăm cu mus de zmeură, mus de fistic, red velvet, căpșuni în ciocolată, pe care le puteți face și voi acasă, și macaron. Arată delicios și nu uitați, dragilor, că dragostea trece prin stomac! După cum ați văzut, am făcut un maraton al surprizelor pe care le putem pregăti pentru Valentine's Day, iar de această dată am venit într-o nouă locație, unde vom descoperi cadouri inedite, cadouri personalizate. Iar astăzi ne aflăm alături de Cerasela. Bună, Cerasela! Bună, Alina! Ce o să facem astăzi? Ce idei ne dai pentru această sărbătoare a iubirii? Este un eveniment deosebit, astfel trebuie să fie și cadourile pe care le vom oferi jumătății noastre. Eu propun cadouri în balon sau trandafiri în balon, de ce nu? Baloane cu heliu și multe, multe alte surprize. Văd că trandafirii sunt chiar aici în spatele tău, am și eu unul. Acesta este preferatul meu. Nu este roșu, dar este o culoare tare frumoasă, o culoare pastelată pentru domnișoare. Și văd că ai pregătit și un perete special cu baloane în formă de inimioară, cu I do. Crezi că vor fi multe cereri în căsătorie în această perioadă, în această zi? Am făcut acest perete în ideea de a transmite câteva mesaje domnilor pentru a pune așa o întrebare mai deosebită cu această ocazie. Să-și facă curaj și să vină aici să abordeze o astfel de temă, nu? Exact, exact. Ok, avem partea de trandafiri în balonașe. Este într-adevăr inedit pentru că nu am văzut nicăieri. Cu siguranță și noi ne inspirăm de la cei mai buni decât noi, urmărim trendurile din afară, dar ne place să lansăm și noi trenduri noi, atât la noi în țară, cât și internațional. Pe tine ce te-ar surprinde de Valentine's Day să primești de la jumătatea ta? Înconjurată de atâtea cadouri, nu știu ce v-ar surprinde. Tocmai de aceea te întreb, pentru că cred că ai fi foarte greu de satisfăcut. Exact. Probabil baloanele cu heliu, fiind înconjurată de ele în fiecare zi, cred că ar fi o surpriză deosebită. Am văzut pe pagina ta de Facebook acea poză cu dormitorul și cu tavanul plin de baloane în formă de inimioară. Este greu de făcut acest aranjament? Din partea noastră, nu. Pot spune chiar că este o jumătate doar din surpriză. Cealaltă jumătate o pot pregăti chiar ei acasă. Pe ața balonului care stă pe tavan, ei pot agăța fotografii dragi cu persoana iubită sau chiar mesaje intime, să spunem așa. Recunosc, mi-ar surâde și mie ideea asta. Aș vrea să fiu așa întâmpinată de iubitul meu, așa că dacă te uiți la material, ai grijă ce îmi pregătești. Asta ca să fiu și eu subtilă. Ok, alte idei de cadouri inedite pentru cei îndrăgostiți. Putem alege ursuleții din flori de spumă, care sunt nemuritori, putem spune. Rama cu fotografii și texte personalizate. Textele sunt gravate în funcție de cerința clientului, iar fotografiile de asemenea sunt alese de către client. Ce trebuie ei să țină cont este faptul că cele două persoane din fotografie trebuie să fie foarte apropiate pentru a putea fi încadrate corect într-o inimioară.
Acesta este un balon personalizat, arată foarte frumos. Cam cât timp durează și putem să punem orice mesaj pe el? Într-adevăr, putem pune orice mesaj pe aceste baloane. În funcție de mărimea textului și dimensiunea acestuia va fi direct proporțională. Timpul de execuție este undeva în jur de 10-15 minute. Deci că stăm și dăm o tură pe aici, ne plimbăm puțin, surpriza este gata. Exact. Și în prețul de achiziție este și balonul umflat cu heliu. Super afacere, domnilor, nu mai stați pe gânduri, balonul de aici vă așteaptă. Dacă sunteți în lipsă de idei pentru Valentine's Day, veniți aici alături de Cerasela, vă va consilia și vă va da cele mai bune idei pentru a vă surprinde jumătatea. Nu-i așa? Cu siguranță, dar suntem deschiși și la idei noi. Un mesaj pentru îndrăgostiți. Să se iubească nu doar de Valentine's Day, ci în fiecare zi. Vă pupăm de aici, pa! Maratonul de Valentine's Day a ideilor nu s-a încheiat, așa că v-am adus într-o nouă locație, adică o nouă sursă de inspirație. Suntem alături de Daniela Dimov. Bună, Daniela! Bună, Alina! După cum puteți vedea, a și organizat un perete special pentru noi, tocmai pentru a vă împărtăși idei inedite cu această ocazie frumoasă a Zilei Îndrăgostiților. Ce putem să achiziționăm din magazin? În primul rând, flori. Noi avem magazin de decorațiuni, dar și aranjamente florale, buchete și ca și variante avem flori naturale, trandafirii, care se vând cel mai bine în perioada aceasta, adică ei sunt chiar sus pe podium, deocamdată nu au fost detronați de Sfântul Valentin, de Ziua Îndrăgostiților. Se găsesc sub formă de trandafir criogenat, trandafir natural, chiar și trandafir de săpun. Într-adevăr arată minunat și poate fi păstrat mai mult timp, fără nici o problemă, da. Nu se ofilește. De zile, da. An de zile? An de zile, dacă nu îi veți folosi. Noi am încercat să vedem ce înseamnă un trandafir de săpun, am rupt petalele, am pus în apă, a făcut o spumă acolo și a colorat apa. Deci dacă vreți să-i folosiți, nu știu cât de recomandat din punct de vedere chimic sunt. Văd că avem și alți trandafiri de săpun cu bomboane, combinație, nu? Da, tot trandafirii de săpun, o altă dimensiune, o altă culoare. Și acest aranjament? Acela tot din trandafir de săpun, florile de săpun sunt foarte căutate în ultimul timp pentru că rămân ca și un cadou, ca și o decorațiune pe termen lung. De la minunații trandafiri criogenați putem să optăm și pentru aranjamente florale din flori naturale. Am văzut că există și cele de săpun, dar haideți să vedem să mergem pe natural totuși, nu? Da. Ce ne propui pentru astăzi, Daniela? Astăzi propun un aranjament în cutiuță, numai cu trandafiri roșii și veți găsi printre o mică surpriză. O surpriză? Da, o să aflați imediat. Hai să vedem! Aha, acum văd care este surpriza din buchet. Arată super, super frumos. Mă bucur că-ți place, mulțumesc. Între timp cât Daniela a făcut acest impresionant aranjament floral, i-am tras cu ochiul pe aici prin magazin și am descoperit și alte surprize pe care puteți să le faceți în jumătății voastre. Aici avem un album foto. Este inedit, puteți să puneți aici toate amintirile frumoase de pe parcursul anului, să le lipiți și totodată să puneți mesaje drăguțe, ceea ce simțiți cu adevărat pentru persoana iubită și este chiar ceva inedit, creativ și profitați de ocazie. Văd că și tu ai pregătit ceva. Da, și ramele foto sunt o idee bună pentru, ca și cadouri. De exemplu, asta este o ramă foto pentru el. În general, doamnele au problemă cu în alegerea cadourilor. Da, e destul de greu. Da, avem destul de multe doamne care vin cu această problemă, încercăm să le ajutăm. De asemenea, mai avem
cutii de bijuterii pentru bărbați, cutii de ceasuri, am văzut și această rame foto, da, Happy Valentine. Așa, rame foto pentru doamne, la fel foarte deosebite. Da, hai să le arătăm. Uite, vino cu mine, vino, vino. Aici sunt și chiar am descoperit și aceste mici decorațiuni. O să vă arăt chiar acum. E drăguț, nu-i așa? Un simplu decor pe care puteți să-l încărcați cu niște amintiri frumoase din partea celui drag. Ramele foto, chiar și aceste mici globulețe care sunt de mare efect, cănile și aceste cutiuțe de care spunea și Daniela mai devreme, pentru ceasuri, pentru bijuterii. O grămadă de idei. Doar bănuți să avem. Avem o grămadă de idei, trebuie doar să avem curajul să le punem în practică. Iar dacă timpul nu ne permite sau poate nu vă aflați la locație, slavă Domnului, internetul ne poate sări în ajutor. Așadar, putem oricând să vă contactăm online, nu? Da, facem livrări la domiciliu. Cu ocazia asta, soții, bărbații, iubiții din viața doamnelor pot comanda online sau telefonic la noi și putem livra la domiciliu, surprindem doamnele și iubitele într-un mod plăcut. E, na, belea, pentru că acum nu mai puteți să vă scuzați că nu sunteți în localitate, tehnologia e de partea doamnelor, așa că, domnilor, faceți-vă curaj și veniți aici sau contactați-o pe Daniela. Un mesaj de final pentru toți acești îndrăgostiți. Da, ce să le zic, să iubească, să iubească, să dăruiască, asta este cel mai important pentru orice doamnă, să primească flori, să se simtă apreciate și iubite și vă suntem alături, suntem alături de voi să formăm o echipă pentru a fi părtași la o poveste de dragoste. Da. Și nu uitați, bucuria vine din lucruri mărunte. În cazul în care nu te-ai pregătit pentru ziua îndrăgostiților cu un cadou, ar fi bine să asculți ce spun astrele despre zodia ta și a partenerului sau a partenerei. Descoperă ce ți-au pregătit acestea de ziua îndrăgostiților cu astrologul Claudiu Gană. Bună ziua, dragii mei! Așa cum v-am promis, am pregătit pentru astăzi un horoscop foarte special. Vorbim despre horoscopul iubirii de Valentine's Day. Atenție mare, deoarece perioada aceasta se află Mercur retrograd pe cer și acest lucru poate influența mai toate semnele zodiacale pe partea emoțională. Atenție deci la emoții și la cum ni le gestionăm în perioada aceasta. Am pregătit pentru voi câteva remedii speciale pentru cei singuri. Este bine ca toată luna februarie să poarte un cristal de cuarț roz în buzunarul stâng, pe partea cu inima, deci, care este partea mai vascularizată a corpului nostru. Acest cristal se spune că este cristalul iubirii și te poate face să atragi iubirea adevărată în viața ta. Un alt remediu foarte bun și important este din Feng Shui și vorbim aici despre rațele mandarine. Sunt două figurine în formă de rață care, dacă le punem pe partea de sud-vest a locuinței noastre, putem atrage dragoste în viața noastră, dar atenție! Este necesar ca cei care sunt singuri să pună rațele mandarine una lângă cealaltă pentru a atrage un partener potrivit. Pentru oamenii care au deja o relație și vor să-și păstreze relația integrată și optimizată, e bine să pună rațele mandarine bot în bot sau cioc în cioc pe partea de sud-vest a casei. Vom începe acum un horoscop despre fiecare zodie în parte și vom începe cu zodia Berbec, care se pare că o să-i prindă Valentine's Day cu ceva emoții, mai ales în discuțiile cu partenerul de viață, deoarece discordii se văd undeva pe cerul astrologic. Atenție mare, în schimb, în relația cu familia
pentru berbeci, deoarece există posibilitatea să vină din acea sferă tot felul de emoții, poate mai puțin pozitive. Am ajuns la Taur, atenție mare, Tauri, perioada aceasta puteți fi prinși pe picior greșit, deoarece Lilith se află în constelația voastră și vă cere mai multă atenție pentru partenerul de viață. Este o perioadă bună pentru taurii care știu să renunțe la orgolii. Pentru gemeni este o perioadă bună sentimentală, mai ales pentru gemenii care își doresc să devină părinți. Este o perioadă în care fertilitatea, să zic așa, le crește foarte, foarte mult. În sfera iubirii, cu siguranță vor găsi ce le este destinat. Pentru raci urmează o perioadă de iubire și apreciere. Ei sunt foarte bine poziționați perioada aceasta. Le recomandăm racilor să poarte și ei un cuarț roz mai toată luna februarie. Pentru lei urmează o perioadă în care cu siguranță își vor găsi sufletul pereche, dar mă refer aici la lei echilibrați, lei care au reușit să rupă atașamentele vechi de oamenii care nu mai corespund cu vibrația lor energetică. Pentru fecioare urmează o perioadă foarte, foarte bună, putem să vorbim chiar de sufletul pereche. Există elemente astrologice care ne duc cu gândul la faptul că există șanse mari ca din luna februarie fecioarele să își găsească ca turturica cuib, adică căsătorie sau schimbare de statut. Pentru balanțe urmează o perioadă de transformare radicală pe sfera sentimentală, o transformare la care poate nu se așteaptă, dar cu siguranță lucrurile vor evolua cât se poate de bine. Pentru scorpioni, e bine să activeze sfera aceasta sentimentală prin rugăciune sau prin meditație, deoarece se pare că ajutorul divin este dispus să le facă viața mai frumoasă. Pentru săgetători urmează noi începuturi în planul sentimental, mai ales pentru săgetătorii care se chinuie de ceva vreme să-și găsească un partener. Cu siguranță luna februarie le va deschide drumul spre succes sentimental. Pentru zodia Capricorn le recomand să iasă puțin din zona de confort, deoarece ei sunt încă atașați de anumite elemente din viața lor care îi îngreunează. Dacă reușesc să iasă în această zonă de confort, cu siguranță vor dobândi și ei succes sentimental. Pentru zodia Vărsător, urmează poate cea mai regenerantă perioadă. Cu siguranță vărsătorii cu stabilitate își vor ancora și mai bine relația, poate chiar vorbim aici de o schimbare, căsătorie sau poate apare un copil. Pentru vărsători aș spune că urmează poate cea mai magnetică perioadă din an. Este bine să-și asculte intuiția, pentru că vărsătorii sunt oameni foarte, foarte intuitivi. Am ajuns la finalul horoscopului și vom vorbi despre pești care au în perioada aceasta luna în constelația lor. Luna în pești este un aspect care mie îmi place foarte mult, pentru că reușește să-ți vindece sufletul. Acest aspect ne duce cu gândul la faptul că marea majoritate a peștilor vor reuși să își găsească vindecarea spirituală, emoțională, chiar și în relația cu partenerul de viață. Cam atât pentru astăzi. Vă mulțumesc și vă aștept data viitoare. La revedere! Am ajuns deja la finalul emisiunii. Ne vedem și săptămâna viitoare, tot sâmbătă, tot de la 17:30 la Litoral TV. Nu uita, drumul spre succes trece prin stilul tău de viață, așa că trăiește cu stil.